Când am ajuns pe aeroportul Sfântul Francisc din Perugia, mă învăluia un sentiment de curiozitate paradoxal. Revederea unui spațiu cunoscut era deopotrivă întâlnirea cu realități neștiute până atunci. De data aceasta, călătoria nu respectă regulile unui voiaj clasic. Îmi place să admir lumea mai bine pusă la punct. Orașele mai frumoase, curate, râurile bine amenajate, monumentele răspântii ale trecerii prin lume și oamenii parcă mai senini. Perugia pare un loc ideal pentru asta. Între poarta de îmbarcare, iar apoi scaunul de avion prin care se consumă orice călătorie și punctul terminus în care de fapt începe o astfel de călătorie, a venit rândul ordonării gândurilor destinate descoperirii locurilor și oamenilor din Assisi și Spoleto, fermecătoare orașe ale Umbriei. A fost dificil să aleg cu ce oraș să încep. Opresc mai întâi să înțeleg câte ceva din gastronomia Umbriei, pentru că nu întâmplător regiunea este considerată inima verde a Italiei. Am ajuns la Assisi. Bucătarii italieni sunt adevărați maestri în a prepara delicatese de o varietate extraordinară. Dar când poți pătrunde în bucătăria unui hotel, ai șansa întâlnirii cu superlativele, căci ceea ce se întâmplă acolo este unic. Pas pentru a-mi rândui traseul și am decis. Pornesc prin oraș. Străba străduțe printre mașini și primul loc unde vreau să opresc este Biserica Sfânta Maria a Îngerilor și a Martirilor. Farmecul orașului Assisi este ușor de descoperit, dar să descoperi ce se află în jurul orașului este inedit. Santa Maria degli Angeli este locul în care Sfântul Francis de Assisi a trăit ultimele clipe din viață. Spre deosebire de alte capele de origine franciscană, bazilica din Piața Martirilor este impunătoare. Probabil, acesta a fost unul dintre motivele pentru care misionarii spanioli, care au pus bazele orașului Los Angeles, au ales-o ca sursă de inspirație. Bazilica, care are o estetică grandioasă, a fost construită de conducătorii bisericii, ținând cont de necesitatea unui spațiu vast care să primească credincioșii în număr cât mai mare. Ridicată în jurul micii capele unde se ruga Sfântul Francisc, această clădire impozantă, construită în 100 de ani, poate nu ar fi fost tocmai de acord cu dorințele bunului, care credea că biserica trebuie să aibă o înfățișare sărăcăcioasă. Bazilica l-ar fi stingherit fără îndoială cu grandoarea ei, dar numărul enorm al pelerinilor care veneau la Assisi să se închine Sfântului Francisc a impus acest lucru, așa încât locul trebuia să aibă o solemnitate aparte. Din 1600 încoace, clădirea a fost restaurată în mai multe rânduri. La umbra muntelui Subasio, o cetate medievală austeră și măiestoasă privește spre centrul istoric al orașului situat în vale, înspre defileul îngust prin care trece râul Tescio și ampla deschidere din Valea Umbriei, care se întinde de la Perugia la Spoleto. Fără doar și poate orașul Assisi, că de altfel mai toate împrejurările acestuia stau sub semnul religiozității unui popor demn, pentru care raportarea la Dumnezeu este în egală măsură datorie și necesitate. Străzile sunt frumoase și mă liniștesc, iar ritmul orașului și ticna oamenilor par că pot opri timpul în loc. E important când ajungi aici să te gândești că mergi pe urmele pașilor sărăcuțului Dumnezeu. Il povere, cum i se spune Sfântului Francisc. Aici, legenda se întrepătunde cu realitatea, iar străzile înguste cu aer medieval ale orașului
te ajută să simți acest lucru. Assisi este capodopera unui sfânt care a fost și poet, lăsând în urma sa acea bijuterie a literaturii medievale și universale, intitulată Cântarea Creației, un imn de laudă adresat Dumnezeului Creator, în care Francisc vorbește despre armonia cosmică și ne mărturisește revelația sa, cum că vântul, soarele, apa și fiecare creatură vizibilă sau invizibilă ne sunt surori și frați. În Assisi sunt în jur de 13 biserici ce continuă să mărturisească despre el, Il Povere. De fapt, toate colțurile orașului și casele sale, unde găsești câte un mesaj în limba latină, amintesc despre Francisc. Iar atmosfera care domnește aici este profund impregnată de acele valori de simplitate și iubire, mesajul său către umanitate. Assisi este de asemenea orașul natal al poetului latin Properzio sau Properziu, iar o mare parte din farmecul său provine de la prezența unora dintre cele mai frumoase picturi ale unor vestiți pictori italieni ca Giotto, Simon Martin, Pietro Lorenzo, toate concentrate în Bazilica Sfântului Francisc, articulată arhitectural din două biserici suprapuse și așezată pe colina inferioară a orașului, locul unde este mormântat Sfântul. Pax et bene era deviza Sfântului Francisc de Assisi. Și astăzi, după atâtea secole, domnește pacea și liniștea printre sutele de pelerini care vin anual aici. Nu pot ocoli biserica unde milioane de pași ale pelerinilor se prindă an de an. Biserica principală a Ordinului Franciscanilor este denumită Catedrala Papală a Sfântului Francisc din Assisi, fiind un exemplu edificator al stilului gotic timpuriu din Italia și a fost inclusă în anul 2000 în patrimoniul UNESCO. Un loc smerit cu o istorie deosebită, în care sufletul capătă un soi de volatilitate, doar gândindu-ne la acest sfânt al săracilor, care nu s-a sfiat să sărute rănile unui lepros și care a revoluționat biserica creștină de la începutul evului mediu. În piața centrală a orașului simți o bucurie care vine de la frumusețea caselor construite din piatra roz a muntelui Subasio, a colțurilor cu terase pline cu mușcate, a străzilor înguste și abrupte și a zidurilor medievale din piatră ce reprezintă arhitectura specifică a locului cu porți și ferestre asimetrice. Orașul Assisi este recunoscut pentru Biserica Sfântului Francisc din Assisi și nu numai. Biserica Sfânta Chiara și Biserica Sfântului Damian sunt alte atracții. Construite între anii 1255 și 1265 în stil gotic din piatră extrasă din carierele de pe muntele Subasio în memoria fondatoare Ordinului Clariselor Sărace, Clara de Assisi, frumoasa fică a contelui Ofroducio, această bazilică păstrează opere valoroase de artă din secolul al XIV-lea. Locuitorii orașului n-ar fi bănuit că 800 de ani mai târziu, milioane de oameni vor vizita anual orașul și se vor închina aici. Buongiorno! Buongiorno, benvenuta! Bun venuta al hotel! Fontebella Palace, molto stanca. Stanca? Sì! Ci vuole un buon bicchiere di vino allora! D'accordo! Questi sono tutti quadri del 1600-1700 appartenenti a questa famiglia nobile. Poi abbiamo tutti gli affreschi originali con lo stemma nobiliare del casato. Okay? Oltre a tutto ciò c'è anche questo camino con questa scritta, diciamo, in latino che dice Calefactur cede. Una volta che ti sei scaldato, vieni indietro perché gli altri possano scaldarsi. Se spune că liniștea se însoțește bine cu un pahar de vin băut în tihnă. Singurul lucru de care mai ai nevoie este un decor de neuitat în care să-ți integrezi povestea. Activitatea eu a cominciat în 1947. Wow! Ai capito? 1947. Avevo 12 anni. Capito? Sono nato qui in Assisi. Davanti San Francesco,
Prima abbiamo avuto l'albergo San Francesco con mio padre e i miei fratelli, eravamo sei fratelli. Capito? Poi nel 1970 sono venuto qui e ho acquistato questo hotel. Poveștile de viață sunt ca amprentele, unice. Din ele poți culege nectarul experienței. Cel mai important este să știi să asculți. În fața unui bun povestitor, mai toți ne așternem viața pe tavă, în tainele unor dialoguri unice. Dopo la guerra non avevamo niente. Eravamo come questi che arrivano adesso dall'Africa, capito? Dalla Siria. Eravamo così. Non avevamo niente. Poi, capito, piano piano l'economia si è evoluta e siamo andati avanti e abbiamo migliorato molto, capito? Quel periodo era brutto, come questi, difatti gli italiani emigravano tutti, chi andava in Svizzera, chi andava in Belgio, capito? Oggi se... Oggi, ecco, adesso ho lavorato una vita intera, capito? Sono stato fondatore della Federalberghi Umbria, avevo 19 anni e eravamo 9 soci, adesso siamo 430, capito? E dei 9 fondatori sono rimasto io. Un loc încântător, un personaj fermecător. În jurul mesei, sinceritatea se împletește bine cu emoția, iar vinul apropie sufletele. Aici, în Umbria, poveștile sunt nesfârșite. Ecco, questa è la mia vita. E poi, ecco, sono sempre qui, perché io tutto quello che lei ha mangiato lo compro io. Però non telefono o non computer, vado a vedere con i miei occhi. Perché devo vedere tutto, le merci, tutto, il vino, compro tutto io. Bravo. No, bravo, è così. Bravo. Noi abbiamo sempre tartufa, visto porcini, abbiamo sempre, le paste sono tutte fatte in casa, tutta roba di prima qualità. Questa vista bellissima sulla vallata Umbra. Sì. Da qua si vede Spoleto con tutti i monti sopra la Valderina fino a Perugia. Wow. Addirittura anche la Toscana si vede col lago Trasimeno. Sì. Da, calitatea e vitală într-un loc în care ți-l alegi ca popas. Înainte de toate, pentru ca amintirile să dureze, trebuie să știi să guși din bucuria fiecarei clipe. Bucurie care are legătură cu valoarea locului, mai ales atunci când ai surprize la tot pasul. Și din nou, la drum. O călătorie de o zi, în împrejurimile orașului Spoleto, este spectaculoasă ca o partitură de operă italiană cu un prolog, trei acte și un epilog. Umbria are o climă blândă, iar colinele cu măslini sunt decorul ideal pentru o escapadă de vis. Între Norcia, Spoleto și Assisi, cândva pe aici era o cale ferată. Mergea o mucăniță. Astăzi este în curs de amenajare un drum pentru cei care vor să facă turism cu bicicleta. Nu e greu să-ți dai seama că Spoleto este un oraș fortificat. În jurul lui poți vedea o mulțime de structuri medievale și romane, păstrate impecabil, așa cum este celebru Ponte del Tori sau Podul Turnurilor. Spoleto este un oraș obligatoriu pe harta unui călător în Umbria, care nu doar te îmbie să-l vizitezi pas cu pas, ci te îndeamnă să respiri aerul unei fortărețe. Cuibărit pe versanții muntelui Subasio,
Spoleto este mai întâi de toate un oraș antic. Organizarea orașului ca urbe a început de pe vremea împăratului Augustus și s-a terminat undeva prin secolul I înainte de Hristos, cu 24 de ani înainte de victoria lui Hannibal asupra legiunilor romane de la lacul Trasimeno. Asta spune multe, căci cât de des ai ocazia să te întâlnești cu o istorie atât de veche, concentrată parcă în fiecare piatră a ruinelor antice ale unui oraș. Ruinele, așadar, și cei 5 km de apeduct care traversează centru sunt încă înconjurate de ziduri groase, iar orașul își trădează rafinamentul și maestatea de la primii pași pe care îi faci de-a lungul străzilor sale. Spoleto a fost întotdeauna o așezare situată strategic, pe Via Flaminia, la jumătatea distanței dintre Roma și Ravenna, capitală târzie a Imperiului. Acesta a fost unul dintre motivele prosperității sale. Rar ai ocazia să te plimbi printr-o asemenea cetate care stă în picioare după atâtea secole. Putem spune că Spoleto reprezintă Umbria la scară redusă. Pe străzile din Spoleto ai șansa să respiri istoria unui centru medieval, care în mod frapant a rămas la fel de frumos ca în timpul Renașterii, când a fost înnobilat cu un impresionant număr de monumente și străzi fermecătoare. În ciuda asediului modernismului contemporan, orașul și-a conservat foarte bine aerul medieval. E indicat să-ți începi vizita din Piața de Liberta, locul cel mai potrivit pentru a simți cum vechiul și noul pot face casă bună, dacă știi să păstrezi valoarea și limitele. De-a lungul viei Cavour, strada principală a orașului, se găsesc mai multe obiective turistice, strălucitoarea Bazilică Santa Maria Maggiore fiind unul dintre acestea. În societatea medievală, domul sau catedrala, palatul princiar și fortificația erau cele trei edificii importante. Spoleto nu face excepție de la regulă. Portalul de la intrare, sculptat în piatră cu o iscusință extraordinară de meșterii medievali, este în sine o operă de artă. Decorată în interior de unul dintre cei mai buni făuritori de fresca ai timpului, celebru Pinturicchio, bazilica are un aer vesel, viu, plin de culoare, așa cum sunt și peisajele și oamenii Umbriei. Construită în 1198, catedrala și-a păstrat un aer idilic, decorată cu unele dintre cele mai frumoase cicluri de frescă care se găsesc în Umbria. Construcția a fost înnobilată cu picturile aceluiași Pinturicchio, iar detaliile arhitecturale sunt o adevărată dantelărie care se proiectează parcă pe cer. Admir și tac. Dacă ar fi să dau o culoare acestui oraș, aș răspunde fără ezitare: roz piersic. Locurile și oamenii au parcă aceeași culoare. De aici vine probabil armonia lui. În Spoleto ești rupt de timp și poate că unii cu o imaginație mai bogată ar spune că se află în decorul ideal al unui film istoric. Când se vorbește despre peisajele fermecătoare Italiei, mai toată lumea pronunță numele însoritei Toscana. Dar și Umbria este la fel, doar că ea și-a păstrat naturalețea și sălbăticia. Aici, actorii principali nu sunt chiparoșii răzleți sau colinele unduitoare, ci dalurile abrupte, stâncile zimțate și cetățile medievale cu tainele lor impresionante. Un tărâm de o frumusețe aparte, naturală, în care la început de primăvară și la sfârșit de toamnă ai șansa să te bucuri de minunate clipe de relaxare într-o lume unică. Umbrienii sunt gazde excelente.
La apus, am ajuns la Domus Volumnia, o reședință de tip hotelier de 5 stele cu circuit închis, un loc plin de rafinament. Viața artistică a Umbrei este recunoscută ca fiind una dintre cele mai intense din Italia. L'Umbria è ricca di tante piccole iniziative, quindi la natura, la cultura, l'arte, l'enogastronomia, quindi il buon mangiare che non guasta mai, il buon vino, il cioccolato, sono tutte attrattive che fanno della nostra regione un polo interessante. Noi come piccola struttura, noi siamo piccoli ma come dire, di qualità, perché abbiamo tutti gli accessori, no? Oltre che l'appartamento c'è piscina, vasca idromassaggio, c'è la zona benessere con responsabile che con massaggiatrici, c'è una zona relax con sauna, bagno turco, idromassaggio, quindi riservata esclusiva, se ci sono due persone non ci sono altri. Quindi diciamo è un viaggiare tranquillo, sereno, dove non è il viaggiare frenetico di un giorno e via, dove tu non vedi niente, non capisci nulla. Da noi arrivano, la mattina fanno colazione, magari in giardino, poi un giorno decidono vanno a Gubbio, un giorno decidono vanno a Perugia, un giorno decidono vanno ad Assisi. E ecco, questo significa quella qualità del viaggiare che piace molto alle persone. Prima zi a călătoriei noastre s-a încheiat în mod inedit la un eveniment special. Iată! Așa lansează italienii simultan în peste 30 de orașe un nou model al unui automobil emblemă. O cină aproape romantică, pe lângă care se perindau trecătorii spectatori într-o înserare, cum numai în Perugia poți trăi într-o toamnă târzie. Asta spune multe despre sufletul artistic al Italiei și despre valoarea pe care știu aceștia să o dea fiecărui detaliu din viața lor.